după 9 ani de zile, iacă trecem la construcția noului sediu a OCP-ului. Demersurile mele au început exact acum 9 ani. În 2010 am mai avut o dată finanțarea. Atunci când a venit reducerea fondului, s-a intrat în criză printr-o dispoziție a guvernului Boc. Am pierdut întreaga finanțare. Am reluat această activitate cu sprijinul directorilor ANCPI în ordinea în care au fost Mihai Busuioc, Artur Marius Ursu și Radu Codruț Ștefănescu. Toți au susținut această investiție, plecând de la necesitatea ca activitatea de cadastru și carte funciară să se desfășoare în condiții bune, în special pentru cei care apelează la noi. Și iată că după foarte multe peripeții, după o luptă cu birocrația, am ajuns ca să începem activitatea. Sper că în termenul prevăzut de 15 luni sediul să fie gata și cetățenii să beneficieze de servicii mai bune și în condiții mai bune. Ne puteți spune câteva detalii de ordin tehnic? Ce va însemna în metri pătrați această clădire? Câte birouri vor fi? Va deservi, este proiectată ca să dezervească un număr de 65 de persoane. În acest sediu va desfășura activitatea atât partea de cadastru, cât și cartea funciară, care în prezent își desfășoară activitatea la blocul 800. Vom avea o suprafață construită de 1600 de metri, suprafață utilă de 1600 de metri pătrați. Va avea parcare, absolut toate utilitățile, iar cel mai interesant, această clădire va avea o fațadă care se va reconstrui după vechea casă muncitorească care a fost pe acest amplasament, care a ars, iar terenul primit de la primărie a fost cu această condiție să refacem fațada acelei clădiri care a fost de patrimoniu. Ce ne mai puteți spune legat de investiție vis-a-vis de finanțare? Ce înseamnă ea în bani? Finanțarea înseamnă 1.600.000 de euro. În urma licitației suma a scăzut, acoperă clădire nouă cu dotări, tot ce este necesar pentru a intra direct în funcțiune.